Să vezi și să nu crezi. Un studiu Eurostat arată că în vara trecută 60.000 de români și-au găsit un loc de muncă, practic o scădere majoră a ratei șomajului. Asta se adaugă cifrelor bune din trimestrul al doilea. Totuși, situația s-a deteriorat spre sfârșitul anului. A citit întregul comunicat colega mea, Minata. Ce spun cifrele, Minata? Cum stăm? Da, Andreea, în vară s-au făcut angajări multe, să nu uităm că este și perioada în care apar tot felul de joburi sezoniere. Totuși, valoarea cea mai mare a persoanelor care au trecut de la șomaj la un loc de muncă a fost înregistrată în România în trimestrul al doilea al anului trecut. S-au angajat 73.000 de șomeri, foarte diferit față de începutului 2020, când doar 28.000 de șomeri și-au găsit de lucru. Dacă vorbim de rata totală a șomajului, să știi că nu sunt deloc bine. Spre sfârșitul 2020, mai exact în noiembrie, România avea 462.000 de șomeri, o creștere cu 28% față de raportarea anterioară. Și cum stă Uniunea Europeană, spre exemplu, la capitolul angajării? Andrei, o piață foarte volatilă, mai ales în condițiile în care sute de mii de oameni au rămas fără loc de muncă din cauza pandemiei. Când s-au văzut fără un venit, au fost nevoiți să își caute în alte domenii. Așa se face că în trimestrul al treilea din 2020 în Spania s-au angajat 888.000 de oameni, în Franța 499.000, iar în Italia 297.000. Cele mai puține angajări s-au făcut în Cipru și Luxemburg câte 3.000. Evident, informațiile astea trebuie privite în raport cu numărul total al oamenilor din aceste țări.